Da. Am început să scriu ceva despre noi, despre noi ăștia care suntem și care ne-am învârtit în jurul cafenelei. Am scris câteva fragmente. O să le citesc iarăși și mai sunt câteva fragmente pe care le-am adăugat de atunci până acum. Cred că o să se numească Era o zi de toamnă, în fiecare zi era o zi de toamnă. Dacă o să găsiți cartea publicată, o să o cumpărați și să știți că e vorba despre noi și despre locul ăsta care o să dispară. Pe Dobre l-am cunoscut în anul întâi al meu de facultate, toamna, în drum din 16 februarie către oraș. Apoi am stat pe trepte în față la Sir. Mocan se deșuruba în râs de noi. Bă, voi sunteți penibili. Atunci Dobre mi-a arătat sufletul. Sufletul lui trist și pigmentat blu agonic. Vreau Bucureștiul pentru Dumnezeu convertit. A scris și o poezie. București, București, pentru Dumnezeu te văd convertit. În prima seară la el, camera lui vizionar avea trăsături profetice. Tăteam jos pe mochetă, vorbeam. Nu văd nimic. Vreau să-L aud pe Dumnezeu, șoptea Dobre. Îl caut. Doamne, zi ceva. Liniște. Stăm. Scriu pentru că Dumnezeu tace. Nu mai știu cine a zis asta, cred că Dobre totuși. I-am citit un poem, el m-a înregistrat cu un reportofon, cărțile Anapoda din rafturi veneau peste mine tactil, muzica mă fericea ca o întâlnire importantă a mea cu maestrul meu de ceremonii în sinucideri, Van Gogh. Am adormit dimineața la cântatul viguros al vrăbiuțelor neliniștite din fereastră. Alt fragment. Iulian Văcăreanu fuma mochetă când era mic. Copilul Belfer, prietenul întregului cartier de țigănei. Țigane dau cu ciocanul în tine, te zvâr la pești în gârlă. Alt fragment. De Dobre mă tem cel mai tare. Noapte din plin, muzică lipsă, noi transfigurați. Adică ordinea cuvintelor, zice Dobre. Pentru a se construi ceva. Haideți să ridicăm acest zid. Apoi oamenii se culcă. Apoi se scoală. Undeva se taie. Corina mă vede o lumină a Domnului. Ea nu mă știe. Eu sunt o târâtură. Irina vrea să ne sărutăm. Ea mă știe. Ea e creștină. Apoi casele din spatele zidurilor construite. Apoi sună telefonul fix. Două telefoane sună. Nu pot. Nu răspund. Poate sunt ai mei din Spania. O să zic tot. Era mic. Orbile se numește. Dobre? Să nu spargi ceva. Te rog eu. Încerc să-l potolesc puțin, la îndemână, o tastatură, o cană, un mouse. Mă trimitea mama la trenulețele de joacă afară cu copiii. Mă fixam în ciment cu mâinile în buzunare. Nu vedeam mașinuțele, nu puteam să sar coarda. Am crescut ceva mai târziu, cu întârziere. La muncă trebuie să vorbesc colegilor mei despre facturi, treburi, excursii.